Mulțumim mult Domnului Sorina Petri că ne-a împărtășit din parcursul acesta duhovnicesc și, într-adevăr, frunza care a stat în trandafir și a primit mireasma trandafirului. Vă mulțumim mult! În continuare, rugăm pe domnul președinte să ne împărtășească. Este o surpriză de mine, cel puțin personal, n-am știut pe lața cu duhovnic și ne bucurăm mult că în această seară sunteți în mijlocul nostru. Aveți bucur. Bună seara! Vreau să încep mai întâi prin a mulțumi profesor Gheorghe Horga pentru că m-a invitat să fiu aici alături de dumneavoastră. M-am bucurat să întâlnesc lume cunoscută, m-am bucurat să vă regăsesc aici pe Cerna Magian, care mulți ani a lucrat alături. Și sigur, mă bucur că mă pot afla de autorii acestor două cărți, Părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri și viața părintelui Tarțelul Apacioc. Așa cum Părintele Sfântul Apacioc spunea, vorbești puțin despre tine și am învățat acest lucru. Acum însă, când am trăit acest moment emoționant, văzând filmul, în care aproape toate personajele au fost apropiate, și mai ales văzând că mulți dintre ei nu mai sunt printre noi, și că și eu mă apropii de finalul cel de-al treilea deceniu de viață, mă gândesc că poate și mărturia mea va ajuta tinerilor care sunt în această sală și altora cărora ei vor împărtăși gândurile lor. A fost șansa vieții mele să fiu botezat într-o mănăstire din Basarabia, de către Constantin Tomescu, care era decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Chișinău și care a lăsat o școală de preoți Basarabia și de preoți și care apoi a fost înregat, cum spuneau ei. Și ca cel care m-a botezat și am fost primul lui botez, a fost apoi sortit să trăiască o viață plină de suferințe. În Siberia a stat, când o lungă închisoare în latele din Siberia, apoi a arestat încă o dată de către români, dar pentru că te întărește durerea depășită, a ajuns tot la această vârstă înaintată ca și ceilalți care au suferit. Constantin Tomescu mi-a fost mentor încă de când eram copil și prin el am ajuns, eram copil, tânăr și adolescent, în lumea călugărilor. Și m-a sfătuit în 1960, terminarea facultății, terminat și stagiul militar la Piatra Neamț, am făcut primul pelerinaj, se spune astăzi, la mănăstirile din Moldova, unde mi-a spus pe cine trebuie să-i întâlnesc. Și am rămas alături de ei cât mi-a fost să trăim. Au fost de altfel alături de mine și este foarte important în viață să ai sfătuitori încă de copilărie care să-ți arăte care este drumul cel drept.
Apoi am fost înconjurate pe tinerii de care vorbeam, când eram rector și apoi am candidat să fiu președinte. Cei care au fost alături de mine au fost studenții de la Liga Studenților și cei care se rugau pentru mine în mănăstiri, în special. Și care nu făcuseră compromisurile pe care ceilalți, din păcate, au fost obligați să le facă. Sigur că mai sunt pentru cel mai mult, îi datorez între toți și sunt mulți cei care i-am cunoscut, Părinte Arsenie Papaciu. Așa cum m-am spus, a fost duhovnicul meu, după aceea nici nu. Pentru că nu cred sau eu nu puteam să, cel puțin personal, să mărturisesc de tot un om care a trecut în suferință și care era aproape sfânt. Îmi amintesc că în 1997 sau 98 a bătut un drum de la Mangalia, a venit, a dus de mașina de către studenți în Vinerea Mare ca să mă spovedească o biserică goară binecunoscută aici aproape de noi. Și apoi a făcut drumul înapoi, urmat prohodul, un om care părea atât de fragil, o rezistență uitoare. În al doilea an m-am dus eu la slujba de prohod la Mangalia, la Tehegor. Și apoi, după ce mandatul meu s-a terminat, l-am vizitat și de prohod sau de mai multe ori în chiria de la Tehegor până an de an. Avem ce învăța. Pentru că, în primul rând, ce m-a impresionat pe mine era un înțelept care spunea lucruri profunde în cuvinte simple. Departe de un alt mod decât filozofii care se înconjoară și spun lucruri profunde, mai greu de înțeles pentru ceilalți. În doilea rând, așa cum s-a văzut și în acest film, pentru mine a fost o permanentă revedere, avea umor. Și sigur, peste toate avea această extraordinară capacitate de a înțelege sufletul omului. Deși, ca duhovnic, era foarte semnat. În adevărat, indiferent, chiar dacă avea puteri sau chiar dacă termina, era un adevărat duhovnic care te trecea prin toate problemele. A fost un om minunat și pot să spun că am avut și această senzație, că am putut puțin ori în viață. Nu s-a mai întâmplat în convorbirile care am avut cu Papa Ioan Paul al II-lea, ca punând mâna asupra ta, să simți că ești în preajma unui sfânt. Și, într-adevăr, și acelor sfinți, nu sfinții, sigur, pe care au fost împărați sau ierarhi, nu, acelor martiri care au trecut în suferință. Și marea mea durere, în ceea ce privește Biserica Ortodoxă Română, al cărui fiu am fost, de la botez și până voi fi până la sfârșitul vieții mele, că nu s-a plecat cu destulă evlavie, spune, de martiri acestei biserici. Pentru că, de fapt, ei avem nevoie. Am fost invitat să vorbesc cu 2 săptămâni în urmă la Seul, la o mare universitate din Seul. În mare anfiteatru au fost 2000 de profesori și studenți
Și lecția care am fost invitat să o prezint la această universitate a fost de la pedagogia suferinței la pedagogia reconcilierii. M-au invitat pentru că ei au considerat că au ce să învețe de la România și de la suferințele României și din drumul României după ce a parcurs această suferință. În această întâlnire am simțit cum sala vibra, pentru că ei trăiesc în această suferință. Sunt încă un popor despărțit, încă un popor care trăiește sub amenințare. Îmi dau seama însă cât de grea este empatia, să spune, pentru cei care nu au cunoscut suferința. Pot să declar că înțeleg ce simți. E foarte greu să înțelegi ce simte cineva când tu n-ai simțit. Și acestea erau cuvintele Vasile Băbaciuc, în acea cruce care ți se dă. Mi-a fost mult mai ușor mie care m-am născut odată cu începutul cel de-al doilea război mondial. Cu două refugii. Primele amintiri care le am de la 5 ani sunt de refugiu care a durat 2 săptămâni într-un bou vagon în care spate la șovacă sau mâncă, dar în care trecea printre morți. Primele povești și amintiri sunt morții, soldații care treceau, bombardamentele, alți morți. Am ajuns acasă la casa principală în Ploiești. Casa nu mai era distrusă. Pentru cei care au cunoscut ce însemna Armata Roșie, ocupantă, astea întregeau cu cristale, pe care intrau. Aceste lucruri, și sigur, banii de război, foamea, nu le-am povestit niciodată, nimănui. Pentru că nu pot să, și nici copiilor mei, și nici studenților niciodată. Pentru că nu pot să le spui că noi am cunoscut foamea. Este o mare fericire pentru generațiile viitoare. Suntem la 70 de ani când n-am mai făcut niciun război, Bucureștiul n-am mai fost bombardat. Sunt imagini care le vezi la cinema care se petrec așa cum și moartea este o problemă altora, nu se întâmplă ție. Se întâmplă altora. Sigur, avem o compasiune, dar după aceea ne trăim viața, ne distrăm. Dar am spus aceste lucruri tocmai pentru că ele au fost prinse în acest film. Este această cruce a destinului pe care o porți, dacă o depășești, este o adevărată fericire. Și mă gândesc de multe ori, am venit ca să ajung aici, am fost la o altă întâlnire înainte, comemorând un profesor care a avut demnitate în timpul comunismului în alții și-au pierdut-o, profesorul Mihai Berza. A trebuit o oră și ceva ca să străbați București acest haos bine organizat al tehnologiei globalizate. Dar mă gândesc cât de greu este drumul în haosul la fel de bine organizat al unei societăți lipsite tot mai mult de morală și de putere spirituală și de putere morală. Iată de ce cred că ceea ce e România cu Iusinie Stoica de la unde a dus. Am făcut scriind această carte despre Arsenie Papacioc și vă mulțumesc și dumneavoastră. Are un sens. Pentru că permite cel puțin ca prin mărturiile celor care le-au cunoscut. Într-o altă ocazie, probabil, am avut și acest dar din partea de Dumnezeu și a destinului să-l cunosc și pe Petronul Tănase la Muntele Athos. Și sigur, atunci să rămân apropiați
Părintele Justinian Stoica. Trebuie să știi să alegi în viață. Când a fost în vizită de stat în Grecia, mi-a fost oferit în finalul vizitei de stat cu toată delegația o croazieră pe Mediterană. Și am întrebat și cine suportă. Păi oamenii de afaceri greci. Îmi pare rău. Nu pot să accept așa ceva. Dar ce putem în lume? Prefer să merg la Muntele Atos. Nu era chiar așa ușor. Pentru cei care cunosc realitățile, pentru că eram primul șef al statului român, inclus pe tot din istorie, care venea timpul funcție la Muntele Atos. Acea vizită a rămas de neuitat și cred că și pentru români, pentru că primirea la Marea Largă și apoi la Spitul Prodomul a fost un prim pas către această deschidere către români care fusese închisă în timpul comunismului spre acel loc de mare spiritualitate creștin-ortodoxă, care este Muntele Atos. Dar peste toate, mi-a rămas această figură luminoasă a lui Petre Mântrănase. Era la fel, l-am cunoscut acum, când era pe Părintele Apacioc, l-am cunoscut mai devreme. Era deja în vârstă înaintată, cu puteri puține, dar cu acea lumină extraordinară care ți-o dă credința și ți-o dă împăcarea cu tine în sus. După o viață în care știu să trăiești în Spiritul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc!